Bun, dragilor, săptămâna asta o să învățăm o lovitură care îi plăcea foarte, foarte mult lui Peter Hart. O lovitură care dădea foarte multe knockout. Este o combinație în care se folosește piciorul drept, brațul drept și brațul stâng. Înainte să începem, să vă spunem că ne-am antrenat serios. Le mulțumim prietenii noștri de la Armura și Affliction pentru ajutor, fiindcă fără ei nu putem să facem aceste materiale. Și haideți să vedem despre ce este vorba. Începem de la o combinație simplă, braț-picior. Avem directă de stânga, directă de dreapta pe care o blochează și în loc să-mi fac contracție pe diagonale, să lovesc cu piciorul stâng, îl voi împinge cu brațul drept pe cap și va urma o lovitură cu piciorul drept, cu piciorul din spate. Cum arată combinația? Pam, pam, pot să și ratez lovitura de dreapta, îl împing și urmează lovitura. Tot timpul trebuie să fiu atent să-mi fac pivotarea în 45 de grade pentru lovitura de picior, pentru a avea spațiu. Încă o dată, 1, 2, ratez dreapta, împing capul și vine lovitura înaltă de picior. Mai repejori, arată cam așa. De ce îl apăs pe cap? Pentru că în momentul în care am pus brațul pe cap, el va fi foarte preocupat să-mi dea mâna la o parte. Dându-mi mâna la o parte, se va descoperi în interior, acolo unde vine lovitura mea de picior. Nu uitați să pășiți în 45 de grade, încercați la sparring. Dacă vă iese la sparring, vă iese și match și este o lovitură senzațională. Încercați pentru că lui Peter i-a ieșit.